Viitorul administrator public al municipiului Târgoviște trebuie să aibă cunoștințe în domeniul economic, administrativ ori juridic, sunt de părere social-liberalii din Consiliul Local Municipal. Aceștia au votat în recenta ședință ordinară pentru eliminarea anumitor condiții impuse în vederea înscrierii la concurs a celor care doresc acest post, considerându-le discriminatorii. O altă hotărâre care s-a luat în cadrul Consiliului Local, ședinței Consiliului Local, a vizat eliminarea celor condiții, în opinia noastră, discriminatorii pentru ocuparea funcției de administrator public la nivelul municipiului Târgoviște. S-a eliminat acea condiție cu experiența în străinătate și condiția de 10 ani vechime în specialitate, pentru că noi considerăm că un administrator public trebuie să aibă în primul rând cunoștințe în domeniul administrativ, juridic, economic, și acest lucru este necesar și suficient pentru a putea depune un proiect de management. Urmând să vedem dacă în funcție de proiectele de management care urmează să fie depuse, cine va ocupa acest post. Sigur, ocuparea se face prin concurs. De altfel, Cristian Stan este de părere că până anul trecut postul de administrator public a fost ocupat nelegal. Am subliniat la momentul respectiv că până acum postul de administrator public, cât a fost el ocupat până la nivelul lunii decembrie, a fost ocupat în mod nelegal, din punctul meu de vedere, pe baza unui contract individual de muncă. Noi nu suntem de acord cu această opțiune. Contractul de management este singura modalitate juridică care reglementează raporturile dintre administratorul public și unitatea administrativ-teritorială, așa că am eliminat din propunerea executivului această modalitate de ocupare a funcției de administrator public. De asemenea, din cunoștințele pe care le am, administratorul public anterior nu a prezentat un proiect de management, cel puțin eu nu am cunoștințe despre existența unui proiect de management pentru dezvoltarea municipiului Târgoviște.